Uh, cum să spun eu? Am, am să găsesc un loc pe, în care să le pun, ca să puteți să aveți acces la ele de doriți voi Deci vom face împreună uh, cursul acesta de uh, mecanică teoretică, în care vom împlăti geometria, geometria diferențială, relativitatea și mecanica teoretică clasică, astfel încât să vă faceți o imagine asupra a ceea ce înseamnă studiul naturii. De exemplu, pe toți ne interesează să știm cum se uh, produce mișcarea care descrie, uh, care poate fi descrisă uh, ca fiind a Pământului în jurul Soarelui. Uh, cum se mișcă galaxiile în Univers. Uh, ce, ce se întâmplă? Ce se întâmplă în momentul când un obiect cade? Ce se întâmplă în momentul în care un obiect se rostogolește pe o masă? Ce se întâmplă în momentul în care un obiect curge pe un plan înclinat? Toate aceste, sunt, toate aceste lucruri sunt probleme de mecanică. Și am scris aici. Fraza fundamentală, că mecanica asta newtoniană este acea ramură fizicii care studiază modul în care corpurile schimbă în timp poziția în spațiu. Ah, deci asta înseamnă că trebuie să spunem cine este spațiul. Cine este spațiul în această mecanică newtoniană? Pe spațiul mecanica newtoniană va fi E3, adică spațiul euclidian, tridimensional. Aha, deci cu alte cuvinte. Deja ne putem închipui un reper în care avem axa OX, axa OY, axa OZ, O de coordonate 0, 0, 0, centrul reperului și fiecărui punct din spațiu, fiecărui punct M din spațiu, îi putem atașa cele trei coordonate ale sale, care se obțin ducând perpendiculare, așa cum am dus să aici pe planul X-Y Apoi Ducând o paralelă la axa OY Am găsit acest punct Deci Acesta este X-ul Punctului Ducând o paralelă La axa OX Găsesc acest punct Și măsurând de la origine Aici avem Y-ul punctului Ducând o M' unde M' este proiecția punctului M în planul X-Y Și ducând o paralelă la o M' așa, Am găsit că ceea ce avem aici este Z-ul punctului. Deci, distanța de la origine la punctul pe care l-am marcat acolo pe axă. Deci, așa arată un punct în spațiu. Asta știam și de la geometrie, știam și de la geometrie analitică. Ceea ce este foarte, foarte important este că geometria spațiului, în mecanica asta. Teoretică trebuie să o considerăm geometria euclidiană. Asta ce înseamnă? Pe Asta înseamnă că dacă eu aș uni OPM și acesta ar fi un vector și aș mai considera un alt vector, care să zicem că este acesta și aici este punctul M1 de coordonate X1 y1, z1, atunci pentru acești doi vectori, adică vectorul OM și vectorul OM1, există produsul scalar euclidean care acționează după regula cu care ne-am obișnuit suma produselor componentelor. Deci, x, 1 y1, z1. Deci, acesta este produsul scalar euclidean. Deci, cu alte cuvinte, am putea să spunem de aici pentru noi că OEM așa, se numește vector de poziție. Vector de poziție. Gândiți-vă de ce. Oricând îl considerați, practic, voi nu faceți altceva decât să considerați originea spațiului, punctul M și săgeata, ca să spunem așa, OM. și ca urmare aveți poziția punctului M în spațiu reprezentată printr-un vector, vectorul de poziție. Dacă acest OM ori OM1 are această formă, este clar, de exemplu, că putem defini norma euclideană a unui vector așa, ca fiind radical din produsul scalar dintre vector și el însuși. Ca urmare, este clar că norma OM, vectorului OM, este radical din x pătrat plus y pătrat plus z pătrat. Acum, dacă îmi pun eu problema să aflu care este distanța euclideană, distanța euclideană de la M la M1 și asta pot să fac pentru că nu am decât să consider norma vectorului M, M1. Norma vectorului M1. Ei bine, acest lucru mă va conduce la formula pe care o știm deja. Radical din x minus x1 pătrat plus y minus y1 pătrat plus z minus z1 pătrat. Și acest lucru se datorează faptului că am să desenez din nou numai vectorii. Să zicem, acesta de aici îl fac cu roșu. Este OM. Acesta de aici, să zicem, am să-l fac cu verde. Este OM1. E, cine este vectorul m 1 și unde este el? Am să iau din nou culoarea asta. Dacă am spus m 1 săgeata trebuie să o îndrept de la M la de la M la M1 și practic trebuie să mă duc în origine, să duc un segment paralel cu m 1 de aceeași lungime cu MM1 și acest segment o x mare privit ca vector este de fapt M1. M1. Deci cu alte cuvinte, dacă m avea coordonate x, y și z, iar M1 avea coordonate x1, y1, z1, regula paralelogramului îmi spune mie că punctul acesta x are coordonate, deci dacă m-am dus de la x către x1 are coordonate x1 minus x, y1 minus y, z1 minus z și normal că norma vectorului OX va fi dată de această formulă. Deci este foarte clar pentru toată lumea să completăm detaliile desenului și acum să mergem mai departe. Vedeți? Să ne întoarcem la prima frază care ne spunea că noi suntem interesați să studiem uh, mișcările în timp ale unui obiect în spațiu. Deci să studiem mișcările în timp ale unui obiect în spațiu. Tragem așa o linie punctată și facem din nou un desen, un reper. Am zis că la mecanica aceasta teoretică vectorul de poziție este important. Deci acest vector OM să-i dăm coordonate punctului M, x, y, Așa. Vectorul OM cel mai adesea se notează cu R vector, R vector. Dar acum ați înțeles că de fapt eu sunt interesat nu să privesc un punct M care stă în spațiu, ci sunt interesat să văd un punct care se mișcă și care, de exemplu, în mișcarea lui descrie această curbă. Ca urmare, în momentul când vreau acest lucru, se înțelege că punctul M va fi un punct care va avea coordonatele xdt, ydt, zdt. De așa. Deci practic r va fi de fapt prin definiție un rdt de și va avea cele trei componente, așa cum știm de la algebră și geometrie, xdt, ydt, zdt. A dar acum facem o paranteză. Dacă de exemplu, acest lucru în loc să scriem așa cu săgeată deasupra RDT, am fi scris CDT egal cu XDT, Y de T, ZDT. Practic aveam o curbă inclusă în spațiul euclidean tridimensional de la geometrie diferențială. Iar eu la geometrie diferențială știam că sunt importanți vectorul tangent la curbă care se obținea prin derivarea componentelor vectorului care depindea de timp Deci componentelor curbei în cazul de fază și ce secund vectorul accelerație care de asemenea se obține din derivarea vectorului viteză și acești trei vectori acești trei vectori mă conduceau la geometria curbei. La geometria curbei, care, mă rog, era marcată de curbura curbei într-un punct și torsiunea curbei într-un punct, în relațiile lui Frâne și așa mai departe. Deci, evident că toate lucrurile care le știm de la geometrie diferențială despre curbe, vor fi aplicate în momentul când mă voi uita la curba peste care pun eu culoarea verde acum, și care ar reprezenta deplasarea în timp a punctului M. Deci acesta să fie un M de XDT, de YDT, de ZDT. De deci, practic, voi înțelegeți că în momentul când mă uit la capătul la punctul M de pe curbă, practic eu mă uit la fiecare capăt al tuturor vectorilor de poziție care se imaginează cu variabilele x de t, y de t, z de t. Toate rezultatele de la geometrie diferențială sunt valabile aici. Există reper FN, există relații ale lui FN, există tot felul de alte teoreme pe care le-am învățat despre geometria respective. Dar noi ne întoarcem la partea de mecanică. Deci la noi, la mecanică, deci dacă R care este OM este vectorul de, de, de poziție și în general acesta este un X de T, Y de T, Z de t, atunci totdeauna R derivat, va fi vectorul viteză și va avea formulele exact cum se întâmpla la geometrie diferențială, evident. Și R secund, vectorul accelerație. Așa. Bun. Deci, acesta pentru noi va fi vectorul viteză. Acesta va fi vectorul accelerație. Dacă vreau să știu cât este viteza, modul din R derivat, care modul la mine înseamnă normă, pentru că întotdeauna modulul ține cont de geometrie. Am discutat chestia asta când eram noi în anul întâi. Deci modulul ține cont de geometrie, deci este norma vectorului respectiv, norma Factorului R', deci cu alte cuvinte, radical din x' pătrat de t plus y' pătrat de t plus z' pătrat de t. Această chestie, aceasta este viteza propriu zisă. Aceasta este viteza, mărimea vitezei. Evident, accelerația, accelerația va fi modulul vectorului accelerație, deci norma în raport cu geometria euclideană, pentru că aceasta e geometria în care lucrăm, și ca urmare va fi radical din x secund pătrat plus y secund pătrat plus z secund pătrat. Toate aceste componente de t, așa cum am scris. Și aceasta este mărimea accelerației. Deci este accelerația așa. De multe ori, în cărțile de mecanică, am să pun cu roșu, sunt folosite următoarele notații. În momentul când se scrie doar R simplu așa, R înseamnă, prin definiție, mărimea lui R. Deci, aceasta este o notație care ușurează scrierea și o vom folosi probabil începând de astăzi. O altă notație, prin R' prim, se va înțelege mărimea vectorului viteză. Prin R secund se va înțelege mărimea vectorului accelerație. Deci, mărimea vectorului Așa, aici mai puțin depoziție, acum nu mai scriu mărimea vectorului, punem așa și scriu uh, viteză, mărimea vectorului viteză și aici mărimea vectorului accelerație. Vă spun asta pentru că în momentul când voi veți crește și veți lua cărți, veți vedea diverse notații. E bine să le știți. Pe toate. Deci de exemplu, în momentul când eu voi lua punctul O și punctul M și desenez și pun doar r. Asta înseamnă că este o distanță de la O la M, este mărimea vectorului mărimea vectorului de poziție. Dacă eu însă pun r vector. Acesta este chiar vectorul de poziție. Dacă îl pun să depindă de T, atunci și capătul acesta va depinde de T și automat îmi imaginez că punctul M se deplasează pe o curbă. E, problema mecanicii este să se spună pe ce curbă se deplasează, dar ajungem imediat și la chestia asta. Încă ceva, încă un lucru important din geometria aceasta euclideană tridimensională raportat la geometria vectorială. Să desenăm acest reper ortogonal de axe cu originea nouă. Există aici trei vectori determinați de capetele lor: 1, 0, 0. 0, 1, 0 și 0, 0, 1. La geometrie diferențială, ei sunt E1, se, notează, se nota exact așa, 100, E2, 010, E3, egal cu 0, 0 1. La mecanică, aceiași vectori se notează în felul următor. I vector este 1, 0, 0. J vector este 0, 1, 0. K vector este 0, 0, 1. Deci, de multe ori, veți vedea în cărțile de mecanică că aici scrie I vector, aici scrie J vector, aici este K vector. Numai ca fapt divers. Aceeași chestie, se notează cu X căciulă, Y căciulă, Z căciulă, dacă ați citit o carte de mecanică cuantică. Deci, notațiile astea, voi le veți întâlni în diverse cărți, în funcție de ceea ce reprezintă cărțile respective. Nu mai puțin că nu știu cum am făcut să, așa, să apară chestiile astea. Și depinde de carte. Deci depinde de carte. Nu trebuie să vă sperie notațiile. Voi va trebui să fiți foarte interesați să înțelegeți ceea ce înseamnă respectivele notații. Ca urmare, dacă am un vector aici, OM, așa că m acesta fiind de coordonate x, y, z, este clar pentru toată lumea că acesta este vectorul de poziție. Deci R vector, este scris în forma x înmulțit cu i plus y înmulțit cu j plus z înmulțit cu k vector. Iar dacă cumva depinde de t, de fapt, aceste componente depind de t, adică x, y și z depind de t. Aha, Deci în felul acesta. Pe păi Asta seamănă foarte mult cu faptul că noi scriam o curbă în funcție de componentele. Deci noi priveam în momentul când aveam o curbă. Dați-mi voie să scriu ăsta frumos întâi pentru că nu-mi place că pare înghesuit. Deci am să scriu de la început R de t vector egal cu X de t ori I vector, plus Y dt, ori J vector, plus Z dt, ori K vector. Deci, ca să fie foarte clar. Bineînțeles că noi, la uh, mecanică, vom lucra întotdeauna cu obiecte care sunt de clasă C infinit. Deci, funcțiile X, Y și Z vor fi funcții de clasă C infinit, deci sunt derivabile cu derivatele continue de orice ordin, așa, pe mulțimea R sau în cazul când problema o cere pe un interval din R pe care se studiază problema respectivă. Bun, acum fiind dați doi vectori, să zicem că am să desenez, e foarte important asta și după care cred că putem să începem partea de mecanică propriu zisă. Fiind dați doi vectori într un reper, să zicem, x, y, z, să zicem că acesta ar fi vectorul uh, r și acesta de aici ar fi vectorul R1. Vă amintiți, de cei doi vectori evident că formează un plan, din care eu am desenat numai o mică porțiune, deci formează un plan, și eu v-am învățat să scrieți R produs vectorial cu R1. În felul următor, noi știm că produsul vectorial produce un vector perpendicular pe planul celor doi. Deci vectorul care mă interesează pe mine va fi conținut în această axă, astfel încât unghiul acesta de aici este de 90 de grade și unghiul acesta de aici este de 90 de grade. Deci, cu alte cuvinte, vectorul acesta este perpendicular pe planul care este determinat de vectorii R și R1. Și aici vom avea, este un determinant formal pe care îl facem, considerăm IJK. Aici o să punem coordonatele X, Y, Z ale primului vector, coordonatele X1, Y1, Z1 a celui de-al doilea vector. Și ce înseamnă că este determinant formal, rezultatul fiind un vector, va avea o componentă i, o componentă j, o componentă k, care componente vor fi date de minorii acestui determinant formal. Deci, componenta i se observă că este dată de y z 1 minus zy1. Componenta j. Ar trebui în mod normal să scriu xz1 minus x1z, dar j are e, coeficientul algebric minus 1. Deci cu alte cuvinte am să pun minus xz1 plus x1z, virgulă, în sfârșit, componenta K este dată de minorul din stânga, adică xy 1 minus x1y. O să avem nevoie de chestia aceasta. De multe ori... A, Așa. Iar orientarea, pe dacă am pus R, ori R1, înseamnă că m-am deplasat de la R la R1. În momentul când fac această mișcare, dacă încercați să o descrieți cu mâna voastră dreaptă, ceea ce probabil că la fizică ați învățat că ar fi regula mâinii drepte, și ați considera un creion în mâna voastră. Și ați face această mișcare asupra creionului, ați constata că direcția de deplasare a creionului ar fi în sus. Deci, cu alte cuvinte, așa este R ori R1 vector. Este acesta de aici. Am să duc așa o chestie verde ca să vă spun. Ăsta este. Îl fac mai gros ca să. Ceea ce am demonstrat noi foarte interesant la e, geometrie, încă din anul întâi când am făcut împreună, este că lungimea acestui vector, deci modul din R or R1, lungimea acestui vector, care înseamnă norma asta, nu aveți decât să o scrieți cu normă dacă vă place mai mult cu notația euclidiană, este egală, adică este egală, Modulul un semn, pentru că trebuie să fie număr pozitiv, deci este un semn, înmulțit, și acum e foarte important să menționez că aici s-a făcut un paralelogram, aria paralelogramului determinat de R și R1. Deci, paralogramul determinat de R și R1, toată lumea îl vede, îl închid aici, îl închid în acest punct, să zicem, Y mare. Toată lumea îl vede și asta este o chestiune iarăși care o vom folosi în momentul când vom descrie mișcările planetelor în jurul stelelor pe care le cum să spună, în mișcarea lor de revoluție în jurul stelelor. Bun, deci acum avem toate aceste lucruri clare în minte. Dacă o să mai fie nevoie de lucruri de geometrie care trebuie să reamintite, o să le reamintesc, dar este foarte, foarte clar. Așa, și acum haideți să încercăm a, 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 a Aș mai spune ceva. Aș mai spune ceva. Deci, cred că acest lucru, această separare a paginii asta în două, o să vă ajute mult mai încolo să înțelegeți, de fapt, ce este esențial. Este esențial în momentul când studiezi uh, mecanică să iei acest reper. O -X -Y -Z. O OXYZ. z. În momentul când iei acest reper, orice punct am zis are trei coordonate. Dacă el variază în timp, el va crea, el va crea o curbă care are în componență toate punctele MDT, care sunt determinate de vectori de poziție, ca acesta, în mișcarea pe care o efectuează respectivul punct. Deci emul ul va fi un punct material. Punct material. Pentru noi această abstracțiune înseamnă că are poziție geometrică, are poziție geometrică și toată masa corpului, toată masa Corpului este concentrată în respectivul punct. Deci, asta înseamnă pentru noi punct material. Acum, vreau să înțelegeți că dacă este să privesc lucrurile în două dimensiuni, deci aici în 3D, mă mut aici. În 2 d ul corespunzător acestui 3D, să zicem că lucrurile ar fi de genul următor. Am avea x o z și un obiect în acest plan în acest plan evoluează după această regulă. Deci în acest plan, deci în cazul 2D, același desen de acolo s-ar face în felul acesta. Evoluția în timp se fa se face în acest plan. Deci, am să scriu această, această idee aici. Evoluția în timp are loc are loc în acest plan. Deci evoluția aceasta este linia pe care o descrie în Universul acesta 2D, deci această chestie de aici este linia de Univers a obiectului M în planul respectiv când Evoluează în timp. Ei, acum am să vă spun la ce să vă așteptați. Să luăm din nou un obiect care evoluează în timp, dar de data aceasta să mergem pe urmele ideilor lui Minkowski și lui Einstein. Deci este Obiectul respectiv este aici în punctul M, ca în desenul de aici. Numai că marea idee marea idee a lui Minkowski a fost să spună, domne, nu evoluează în timp, adică practic eu îl văd cum se mișcă el, adică care sunt pozițiile succesive ale planelor X, O, Z și în fiecare plan din ăsta el are altă poziție și aceasta de fapt se va întâmpla în viitor, în momentul când vom trece de la mecanica asta la teoria resânsă a relativității și după cum știți se întâmplă în teoria generală a relativității. Deci M aici este la momentul T0, acesta în planul de aici este M la momentul T1, mă mut în alt plan care evoluează în timp, M la momentul T2. Pentru că vreau să vă fie foarte clar, clară diferența. De exemplu, în mecanică, în momentul când stai pe loc, punctul nu se mișcă. În acest spațiu-timp al lui Minkowski, Einstein, în momentul în care stai pe loc, de fapt tu te miști în timp, te miști constant în timp. Deci este o chestie, o diferență fundamentală, și această diferență fundamentală la un moment dat o să vedeți că influențează geometria în care se întâmplă lucrurile. Și se va influența și mai tragic, să spunem așa, geometria în care se întâmplă lucrurile în momentul când va trebui să considerăm și să studiem fenomenele luminoase. Bun. Acestea fiind zise, avem de unde să plecăm la cursul de mecanică. Pentru că ne-am făcut o imagine. Știm să reprezentăm obiectele, știm că ele evoluează în timp, știm că evoluează în spațiu euclidean tridimensional. Că evoluția asta în timp se face în funcție de un ceasornic. Așa. Și că indiferent ce obiect studiez, așa. Deci are o anumită oră dată de acel ceas. Și el evoluează în funcție de acest ceas universal. Deci, cu alte cuvinte, în mecanica în mecanica clasică, am desenat ceasul aici, nu este nimic greșit, numai că aici dacă este să desenăm ceasul, va trebui să îl desenăm în fiecare reper care evoluează în timp, pe când, pe când aici, aici dacă este un omuleț, acesta are un ceas și în acest moment, ca să simbolizăm ora noastră, este 11 fără 22 de minute, deci pe aici este limba mică și aceasta este limba mare. Deci, pur și simplu, evoluția se petrece în funcție de acest ceas. Timpul nu este integrat în spațiu. Spațiu este absolut, deci avem de-a face cu un spațiu absolut. și un timp absolut. Dacă Ionel nu are ceasul reglat ca mine, îi spun, te rog frumos, reglează-l după ceasul meu, pentru că mecanica presupune asta. Și să știți că intuiția voastră este mai degrabă conectată la această idee, mai ales ideea că, domne, mergi undeva, câte ore fac de aici, fac două ore cu trenul și așa mai departe. Nu prea înțelegi că tu scari în timp reperul după tine și asta poate să aibă urmări fizice fabuloase. Practic, tu ai impresia că evoluezi într-un ceasornic universal, așa și orice se întâmplă în universul ăsta se întâmplă la. mai ales istoria ne învață chestia asta. Domne, chestia asta s-a întâmplat în anul 1635. Băi, ce chestie, chiar în anul 1635, în 25 martie. Păi, Problema este în felul următor. Da, s-a întâmplat în 1635, în 25 martie, în raport cu timpul înregistrat pe pământ și în funcție de care facem măsurătorile. Pentru uh, o altă civilizație, a, chestia asta s-a întâmplat în anul 6.744-255. așa și ziua a fost în cine știe ce lună. Luna CT, să zicem, pentru că cine știe ce. Pentru că toate chestiile astea, lună, ziua, toate astea țin de anumite descrieri legate de fenomene astronomice care se întâmplă în jurul nostru. Deci, cu alte cuvinte, totul este relativ. Dar acest, pentru ca să faci pasul ăsta de la ceea ce -ți se pare normal la relativitate, trebuie să îți adaptezi matematica. Și acum să vedem ce a făcut Newton. Deci, Newton, așa, Isaac Newton, așa, în 1687, așa, a scris o carte care se numea Principiile matematice ale filozofiei naturale. Iar în această carte a încercat să ne explice după ce reguli funcționează lumea. Când a făcut chestia asta, el a zis, de seamănă foarte mult cu ceea ce știm de la geometrie. Punem niște axiome la bază și cu axiomele acelea încercăm să construim o teorie. Deci, cele trei axiome puse la bază de Newton au fost principiul inerției, apoi am să spun principiul al doilea Pentru că sub numele acesta este cunoscut e cunoscută legea de mișcare Și principiul acțiunii și reacțiunii Să încercăm să explicăm ce spune fiecare principiu? Ăsta de aici, voi îl cunoașteți sub forma de forța egal cu masa ori accelerația. Deci îl cunoaște sub această descriere. Adică cu alte cuvinte, dacă o forță acționează asupra unui corp de masă M, ea este consecința unei accelerații asupra corpului respectiv. Așa, principiul acțiunii și reacțiunii este că dacă o forță acționează de la A la B, deci cu alte cuvinte, este acțiunea corpului A asupra corpului B, B imediat reacționează cu o forță egală și de sens contrar. Deci, este foarte natural în momentul când voi încerca să împingeți un zid, și zidul, de fapt, încearcă să vă împingă pe voi, cu forță egală și de sens contrar. Nu contează că voi nu mișcați zidul sau, de exemplu, dacă voi exercitați această forță asupra unei greutăți pe care o mișcați pe o masă. Greutatea se opune mișcării cu acel minus FBA, adică. Cu exact aceeași forță, acționând în sens contrar. Iar principiul inerției, de fapt, îi aparține lui Galilei. Așa. Și spune următorul lucru. Hai să încercăm să scriem în două bucățele. Bucățica 1. Un corp asupra căruia nu acționează nicio forță, este în repaus absolut sau se deplasează rectiliniu și uniform. Deci, cu alte cuvinte, rectiliniu înseamnă în linie dreaptă, uniform înseamnă cu viteză constantă. Doiul de aici ar fi în felul ăsta. Dacă asupra corpului însă acționează o forță, corpul își schimbă direcția de deplasare și viteza. Conform acțiunii forței. Deci, nu trebuie să intrați foarte tare în panică legată de, uh, legat de acest enunț, pentru că noi o să arătăm foarte curând că Newton nu s-a gândit uh, foarte bine în momentul când a scris că principiul inerției ar fi independent. De fapt, principiul al doilea al mecanicii îl implică pe primul și vom vedea imediat. Așa, principiul acțiunii și reacțiunii a fost clar. Dar principiul al doilea, să mai insistăm puțin asupra principiului al doilea. Newton la. la deci, legat de principiul al doilea, Newton sau principiul fundamental deci care ne explică cum se mișcă corpurile. Newton a spus așa. Nu-a spus, el, deci el nu a spus forța egal cu masa ori accelerația. Ci el a spus că forța este uh, derivata derivata unei chestii care se numește moment deci, să definim ca o definiție MV, adică masa ori viteza, se numește în română veți găsi termenul de impuls. În orice carte de fizică din străinătate veți întâlni termenul de moment. Deci, cu alte cuvinte, vă rog să vă fie foarte clar, ori de câte ori spun impuls, spun masa ori viteza. Viteza poate să fie variabilă, evident. Și, deci, viteza, în general, va depinde de T. Și, este bine să punem de fiecare dată să punem de fiecare dată semnul de vector ca să știm când mărimea este vectorială sau când mărimea este scalară. Ei, acum, Sigur că ați înțeles ce, ce s-a făcut. Deci s-a spus așa, f egal cu dpdt din m, totul înmulțit cu v, plus m D pe dt din v. Dar toată lumea a spus că în timpul unei deplasări masa rămâne aceeași, deci masa fiind o constantă, de, derivata unei constante este nulă. Deci a rămas masa, ori derivata vitezei în timp, dar derivata vitezei în timp este accelerația. Pentru că am văzut formulele de la început. Însă Newton a, în mod incredibil, așa a enunțat principiul 2 și acest lucru o să vedeți că este foarte, foarte corect. Porum, au existat tot felul de alte scrieri în care principiul 2 a fost scris în forma aceasta E adevărat, când vorbim despre mecanica simplă, așa se întâmplă Masa este constantă Când o să trecem măcar la teoria restrânsă a relativității, o să vedem că masa variază în funcție de viteză Și atunci este clar că principiul ăsta al, doilea, al, al mecanicii numai principiul fundamental trebuie schimbat. Deci. Um... Iar Newton, tot ca fapt divers, a numit chestia asta cantitate de mișcare. Deci, ca să înțelegeți că limbajul. Deci, cu alte cuvinte, pentru Newton, forța era variația. Deci, deci să spunem ce gândea Newton. Newton gândea că forța este variația cantității de mișcare. Bun. Acum ne-am făcut o idee despre principii. Și prima chestie care trebuie să o arătăm este că dacă Newton era consecvent, putea să spună așa. domne, ia să considerăm forța, deci o observație foarte importantă, care ține de faptul că principiul al doilea al mecanicii, principiul fundamental, cu alte cuvinte, mai ales după această observație, chiar puteți considera că e principiul fundamental, determină pe primul, adică primul este legea inerției. Deci, forța, să zicem că este 0. Este 0. Păi și atunci eu nu am decât să scriu în câte dimensiuni vreți voi. Eu pot să scriu asta în două dimensiuni, în trei dimensiuni, într-o dimensiune. Deci, să zicem că scriu în 3D, adică cu alte cuvinte, așa cum am făcut până acum, deși o să vedeți pe măsură ce studiați fizică, că multe lucruri se studiază în 2D sau în 1D ca lucrurile să fie simple și pe urmă după ce vă faceți înțelegerea nu aveți decât, să treceți la 3D dar așa. și să scriem chestia aceasta deci dacă e așa înseamnă că sunt 3 componente aici sunt 0, 0 și 0 și pe de altă parte să scriem că este egal cu masa ori accelerația dacă are, asta înseamnă masa ori x secund de t, y secund de t, z secund de t. Deci, automat, ați înțeles că, mă rog, aici toată lumea știe ce înseamnă, deci m-ul ăsta trece în interior la fiecare componentă. Scuzați-mă, am să pun la fiecare componentă, dar l-am pus numai la prima. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă, dacă spui că aceste trei componente sunt 0, ai de rezolvat m x secund egal cu 0, m-ul, poți să simplifici că e diferit de 0, deci corpul e de masă, are masă. Deci x secund de t egal cu 0, y secund de t egal cu 0, z secund de t egal cu 0. Deci, Asta înseamnă în momentul când rezolvăm. Deci 0 acesta provine din derivarea unei constante. Deci x prim de t este egal cu o constantă. Am să o notez vx pentru că este viteza corespunzătoare componentei x. Y prim de t egal cu vy. Z prim de t egal cu VZ. Astea sunt constante de tip viteză. Mai departe, dacă continui să integrezi, X de t înseamnă că este VX T plus o constantă care va fi un X0. Y dt va fi VYT Plus un Y0 Unde X0, Y0 și Z0 de acum, adică la Z de t egal cu VZT Plus Z0 Sunt Alte constante De tip spațiu Pe, de, Din ultima chestie Rezultă că T Din prima Este X de T Minus X0 pe Vx. Este y de t minus y0 pe Vy egal cu z de t minus z0 pe vz. De asta sunt niște constante. Dar și acum eu sunt de geometrie. Și în momentul când mă uit la ceva care scrie x minus x0 pe uh, a egal cu y minus y0, pe B egal cu Z minus Z0 pe C. Pe asta va fi pentru mine, este ecuația unei, scuzați-mă, deja se de la ecran, deja s-a încălzit, o să facem imediat o pauză după ce termin demonstrația asta. Ecuația unei drepte în spațiu. Deci, cu alte cuvinte, asupra acestui corp care stătea în punctul X0Y0Z0, la început, adică în momentul T egal cu 0, stătea acolo a, 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 și practic se deplasa, se deplasa, să facem pe direcția Xilor o să desenez aici vectorul VX paralel. Pe direcția Y ilor desenez VY paralel. Pe direcția cealaltă am să desenez VZ. Deci, dacă vreau să știu care este vectorul viteză, nu am decât să fac acest obiect aici și am să desenez cu ce culoare? Cu verde. Deci. Aici. E. Deci asta e direcția vitezei. Deci, cu alte cuvinte este direcția de deplasare că tu te deplasezi într-o parte în, 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 în linie dreaptă cu vectorul viteză respectiv. Deci cu alte cuvinte, continuând această linie în sus, și continuând în jos. Aceasta este traiectoria de deplasare. Deci, forța 0, forța 0 corespunde, așa cum așteptam, unei mișcări rectilinii și uniforme. Deci, practic aici am demonstrat că forța 0 corespunde unei mișcări rectilinii și uniforme. Deci, cu alte cuvinte, primul principiu, primul principiu, așa, primul principiu, este clar că este o consecință a celui de-al doilea principiu. Legea inerției este o consecință a, cum se numește, a principiului fundamental al mecanicii. Deci am să trag o linie aici și acum am să mă uit, vă rog să-mi permiteți să văd recording in progress Așa. Am să pun pe pauză recorderul și am să vă dau 10 minute pauză da? Deci am să vă dau 10 minute pauză, eu îl pun pe pauză și este ora... 11 fără 3 minute, la și 7 minute, la și 6 minute intrați ca la și 7 minute să începem, da? Mulțumesc foarte mult! Stimați studenți, ne apropiem de începerea orei a doua și vreau să vă întreb dacă aveți întrebări să mi-adresați. Deci oricine dorește să-mi adreseze o întrebare este binevenit. Cu alte cuvinte, înțeleg că am fost destul de clar, oricum știți că toate aceste pagini ajung la voi în grupul de WhatsApp, care este același cu grupul de WhatsApp din primul semestru. O să fie comentariile paginilor respective. Așa cum vedeți, înregistrez cursul și practic fiecare curs îl puteți revedea înregistrat. În felul acesta, când vă pregătiți pentru examen, veți avea o șansă în plus să cum să spun eu, să vă pregătiți mai bine uitându-vă încă o dată pe acele aspecte din curs care, să zicem, vi s-au părut neclare. Hey, acum chiar putem să reluăm cursul. Deci, în această ora a doua, să facem micul rezumat. Deci, micul rezumat al ultimului rezultat. Dar rezumatul o să-l facem în 2D și o să-l facem în cel mai particular caz. În cel mai particular caz. Așa. Hai să vedem ce înseamnă în 2D în cel mai particular caz. Păi, am să iau numai axele X și Y. Așa. Și originea, ca fiind 0 și 0. Și am să iau, în acest cel mai particular caz, am să iau forța egal cu 0, vectorul 0, așa, punctul inițial, punctul de coordonate x0, y0, am să-l iau 0 și 0, adică am să-l iau chiar originea, așa, și viteza, uh, uh, viteza, uh, inițială, haide să spunem așa, viteza inițială, să zicem că ar fi um, vectorul care are componentele Vx și Vy din imagine. Deci viteza inițială este vectorul acesta. Deci acesta este Vx și acesta este VY. Așa. Deci sistemul, în cazul acesta, cel mai particular caz, este x secund de t egal cu 0 și y secund de t egal cu 0 și conform calculelor pe care le-am făcut mai sus, noi știm că x de t ne va da vx t plus 0 iar y dt îmi va da vy t plus 0. Deci, practic, practic, dreapta este, să ne uităm bine la ea, putem să împărțim direct y dt pe x dt egal cu vy pe vx. Sigur că nu e nicio crimă că acest lucru este cum se scrie înainte, x de t minus 0 supra vx egal cu y de t minus 0 pe vy. Deci nu, nu vă împăcălit cu ceva, dar am scris așa pentru că, ducându-vă mai departe, asta se poate scrie y egal cu vy pe vx înmulțit cu x lucru cu care sunteți mai familiarizați, pentru că VY pe VX este, dacă notăm unghiul acesta cu teta, deci tangenta de teta este exact VY pe VX. VY pe VX. Și ca urmare, axa pe care se deplasează axa pe care se deplasează obiectul care începe de aici să se miște cu viteza V dată de vectorul VX, VY, adică linia pe care se deplasează este aceasta. Deci dacă nu intervine nicio forță, așa se deplasează. Ei bine, asta este exemplul meu preferat și din ăsta se înțelege cel mai mult. De aceea îl dau întotdeauna cu foarte mare plăcere deci când forța este 0 obiectul se rostogolește se mișcă cu, cu viteza dată de V bineînțeles că în momentul când spun V simplu, adică viteza este radical din Vx pătrat plus Vy pătrat deci aceasta este viteza constantă deci și este practic mărimea acestei diagonale o t să zicem. Bun, înțelegând chestia asta, hai să luăm același desen să luăm același desen și să punem în acest desen, să punem situația 2, o forță care acționează în fiecare punct în felul acesta. Hai să notăm forța aceasta. Deci asta înseamnă că în fiecare punct, deci dacă ar fi să privesc ca vector, este 0 și minus G. 0 și minus G. Deci în fiecare, e ca o ploaie care o obligă toate punctele să se ducă în jos. Cu vectorul 0 minus G. Deci acesta este 0 minus G. Ce se va întâmpla cu obiectul care stătea aici și pleca în direcția aceasta, astfel încât ăsta este VX și acesta este VY? Ce se va întâmpla cu el în acest moment? E, ca să aflăm ce se va întâmpla, nu trebuie să facem mare lucru, trebuie pur și simplu să scriem ecuațiile. X secund de T va fi 0, iar Y secund de T va fi egal cu minus G. De aici, prin integrare va rezulta că x prim de T este Vx. De aici? Y prim de T va fi egal cu e, minus G. T, atenție, dar trebuie să ținem cont, să, să ținem uh, uh, cont că trebuie să punem VY pentru că la momentul T egal cu 0, G ori 0 îmi dă 0 și Y prin de 0 trebuie să fie VY. Deci, în felul acesta am respectat cerințele de integrare, condițiile inițiale, ca să spunem așa, mergem mai departe la pasul următor. Este x prim, x de scuzați-mă. Domn profesor, dar la y prim de acolo, când integram, nu trebuia să fie minus g pătrat pe 2, ori t? de, nu, nu e în funcție de g. Derivez de da, o dată în funcție de t Deci când derivezi da, da, da. Expresia minus gt plus vg Plus vy, scuzați-mă Deci în funcție de t De la primul termen rămâne minus g Și de la al doilea la 0 Deci y secund egal cu minus g Da, 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 da? nu am crezut că integrăm da. În funcție de g Deci niciun fel de problemă Deci Puneți orice întrebare vă rog Și este foarte bună Deci x de t Acum când integrez Este Vxt, nu am plus uh, x0 pentru că la momentul uh, t egal cu 0, x de 0 e 0. Am zis că obiectul pleacă de aici, așa, cu viteza v, descrisă de vectorul respectiv și uh, la momentul inițial cu componentele vx, vy, așa, iar y de t, merg mai departe, este minus g t pătrat pe 2, plus vyt plus 0 Deci nu-l mai pun pe 0 pentru că e 0 datorită faptului că y de 0 e 0 și primii doi termeni la t egal cu 0 devin 0 Deci termenul acesta dacă l-aș pune y0 ca să fie y0 egal cu 0 trebuie să fie 0 Deci exact ce ați văzut în acest moment Deci aceasta este situația Ca urmare dacă scoatem pe T din prima, deci T am să pun din prima că este X mare pe VX, rezultă înlocuind între a doua, Y mare care este Y de T, este minus G mare pe 2 VX pătrat, X mare pătrat plus v uh, VY mare înmulțit cu VY, VY mare pe, VY mic, pardon, VY mic pe VX mic, înmulțit cu X mare. Pe păi, gata, când acționează chestia aceasta, când acționează ploaia, obiectul se observă că are o rădăcină în 0 și va mai avea pe undeva pe aici o altă rădăcină. Deci aici va fi rădăcina 2, vă rog să o calculați ce coordonată are, important, și obiectul se mișcă în loc să se ducă, când nu acționa nimic, se ducea așa, deci dacă asupra lui acționează ceva, îți schimbă traie traiectoria rectilinie și uniformă, cum a spus tata Newton, și... După cum vedeți, este o parabolă. De ce? Pentru că este o funcție de gradul 2. Deci, chestia aceasta traiectorie este o parabolă. Sigur că acest 0-g este ca și câmpul gravitațional constant. Deci, câmpul gravitațional constant ne face pe noi ca în momentul când aruncăm ceva cu o anumită viteză, așa, acel obiect să descrie o curbă în spațiu să cadă. Curba aceea tocmai am demonstrat că este o parabolă. Putem să calculăm și cât de departe cade. Deci cu alte cuvinte pe asta se bazează artileria. Cât de departe cade? Dacă un obiect are o masă dată, așa, în câmpul gravitațional al Pământului, vă rog să observați că iona mai ca să, fie, să curgă totul foarte repede, Las vouă, vă las vouă ca exercițiu, exercițiu. Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi considerat masa, deci dacă am fi, aș fi considerat Ecuațiile m x secund egal cu 0 care este tot x secund t Egal cu 0 Dar aici este M y secund de t Egal cu Minus G Și atunci Modificați Și găsiți punctul acesta în funcție de M, vă rog frumos, pentru că în felul acesta înțelegeți cum funcționează și artileria. Așa. Acum, pasul următor, pasul următor ar fi să vă spun ceva foarte șocant. În primul rând, ne-am obișnuit cu formula aceasta forța egal cu masa ori accelerația. Ne-am obișnuit cu această formulă. Dacă este să scriem vectorial, deci am văzut ce înseamnă să scriem vectorial, așa, dar noi putem să scriem această formulă și în funcție de, deci forța, ca mărime, mărimea forței este mărimea masei înmulțită cu mărimea accelerației. Deci, foarte așa. Bineînțeles, de aici aflăm și în ce se măsoară obiectele. În ce se măsoară obiectele. Deci, e important să știm chestia asta. De exemplu, am văzut că noi avem, avem o poziție, e măsurată, e măsurată în metri. Deci, cu alte cuvinte, Poziția exprimă o deplasare față de un anumit loc. Dacă spun o deplasare în anumit loc în raport cu timpul, deci fac o variație în timp a deplasării respective, deci aceasta este viteza. Dacă fac o variație în timp a vitezei, obțin accelerația. Deci, în momentul când iau delta x în delta t. Așa, ceea ce obțin este o viteză. Când iau delta V în raport cu timpul, deci o variație în timp a vitezei, mă conduce la o accelerație. Accelerație, bineînțeles, toate astea pot să fie variabile. Dar ceea ce contează este că pot să exprim unitățile de măsură. Aici, unitatea de măsură sunt metri, și timpul se măsoară în secunde. Deci, viteza se va măsura în metri pe secundă. De multe ori, fizicienii spun așa, unitatea de măsură a vitezei este metru pe secundă. Unitatea de măsură a accelerației este metru pe secundă pe secundă, adică este metru pe secundă la pătrat. Deci, cu alte cuvinte, unitatea de măsură a forței este, este kilogram. Kilogram înmulțit cu metru pe secundă la pătrat. Trag linia aceasta, și acum ne vom duce la problema cea mai importantă. Voi știți de la liceu, nu mai puțin să iau o gură de cafea, vă rog, că forța electrică se exprimă, pentru că asta e una din forțe importante, de o constantă, sarcina electrică 1 ori sarcina electrică 2 și distanța dintre cele două sarcini. Deci forța electrică se manifestă în felul acesta între două sarcini Q1 și Q2 situate la o distanță R. Să zicem că Q1 este aici, Q2 este aici. Nu știu dacă Q1 este pozitivă și Q2 este negativă, se atrag. Dacă Q1 este pozitivă, Q2 e pozitivă, se resping. Q1 negativ, Q2 negativ, din nou se resping. Deci, forța asta electrică are această intensitate. O formulă asemănătoare, care ne va apăsa un număr mare de cursuri de acum încolo, cel puțin 4, așa, este următoarea. Newton a stabilit, a, așa, după chestia aceea care ține de căderea în capul lui a unui măr când se plimba prin grădină, da, asta, bineînțeles, că este o poveste idiotă. Că, precis, forța care face ca un măr să cadă pe pământ este aceeași forță cu forța care ține luna să se rotească în jurul pământului și mai departe este aceeași forță cu care face, care face ca Pământul să se rotească în jurul Soarelui și a numit forța aceasta forța gravitațională. Deci, noi o să vorbim în cele ce urmează despre forța gravitațională. Nu știu unde a dispărut. A, gravitațională. Așa. Și ideea simplă este că vom avea. Două corpuri, unul mai mare de masă m, bineînțeles, el este un punct material de masă m mare, unul mai mic de masă m mic. Forța aceasta, să zicem că distanța dintre cele două corpuri este r, când spun r înseamnă că o măsor cu un metru, cu... Așa, deci, cu alte cuvinte, nu vorbesc de vector acum. Deci este distanța este R, așa. Și forța aceasta, a spus Newton, că este proporțională, deci a zis că forța gravitațională este proporțională cu masa corpului mare, înmulțită cu masa corpului mic și este invers proporțională cu pătratul distanței. Cum și-o fi dat eu seama de. Uh, nu o secundă, am făcut cumva. Nu, n-am umblat, recording is progres. Ok. Deci, forța aceasta, deci forța gravitațională care acționează între cele două corpuri, este proporțională cu masa corpului mare ori masa corpului mic pe R pătrat. Mai încolo, n-a arătat Newton, a fost altcineva care a găsit care este constanta de proporționalitate. G constanta de proporționalitate, care este de mărime 6,67 ori 10 la minus 11 și putem să stabilim și în ce se măsoară. Deci constanta de proporționalitate face egalitatea posibilă. Deci aceasta este formula exprimată în mărimi. Formula forței gravitaționale. Cum, cum aflați aici în ce se măsoară? Păi, voi știți că acesta din stânga se măsoară în kilograme înmulțit cu metri pe secundă la pătrat. Aici puneți în ce se măsoară G și puneți aici kilograme, kilograme și împărțiți la metru ori metru. Și după ce faceți calculele, metru acesta, scuzați-mă, aici n-am simplificat bine. Așa, deci kilogramul metru, metru Deci kilogramele acestea se simplifică cu acestea și atunci G-ul se măsoară în metri cubi supra kilogramă uh, kilograme înmulțit cu secundă la pătrat. Asta este o constantă universală, o, o constantă extrem de importantă. Și, mă rog, am să vă explic la un moment dat cum a fost găsită valoarea acestei constante. Ce este cu forța gravitațională, însă? Deci asta este în mărimi. Forța gravitațională, corpul cel mare acționează asupra corpului cel mic și îl atrage. Îl atrage, îl atrage. Deci forța gravitațională îl atrage, este o forță de atracție și exprimă puterea corpului de masă mai mare să-și să exercite influența asupra corpului de masă mai mică. Și, deci, gândiți-vă ca și cum o persoană ar fi extrem de mică și o persoană ar fi extrem de mare, este clar că e foarte greu celui micuț să-l tragă pe cel mare. E cel mare care îl trage pe cel mic. Și atunci, ca să, să avem desenul acestei chestii, procedăm în felul următor. Deci o să fac un sistem de axe. Am să consider că aceasta este originea și că corpul de masă mai mare, corpul de masă mai mare este aici în punctul care este x1 y Z1. Am putea să-l considerăm pe acesta punct fix pentru că am zis că acel corp de masă mai mare atrage. Corpul de masă mai mică, să zicem că este aici, corpul de masă M. Scuzați-mă, astea sunt chestiunile care apar de la tabletă. Uitați-vă unde mi-a scris m -ul. Nu, nu este nicio problemă. Sper să pot să Nu mai puțin. S-a deplasat imaginea. Deci, ecranul nu mai răspunde exact cum vreau eu, datorită faptului că se încălzește. Deci, învățământul ăsta online este foarte bun el, însă are această hibă că depinde de. Nu mai puțin. Am mai reușit să mai cresc puțin dimensiunea. Bun. Așa și pe aici, pe undeva, vă dați seama că punctul ăla s-a dus undeva unde nu am niciun control să-l mai caut acum și nici nu vreau. Deci, corpul de masă mai mică este de coordonate x, z. Așa. Și acum este clar că dacă aș duce o paralelă aici de aceeași lungime, vectorul R acesta este de fapt cel de aici. Este cel de aici. Și în partea asta trebuie să pun x minus x1, y minus y1, z minus z1. Deci am scris vectorul R. Acum vreau să scriu vectorul U de mărime 1. Vreau să scriu vectorul U de mărime 1 și orientat de la corpul mai mic spre corpul mai mare deci cu alte cuvinte este clar că acest u vector va fi minus r supra lungimea lui r adică cu alte cuvinte acest obiect este clar că este de mărime 1, este un versor deci va fi egal cu uh, minus x minus x1 supra R, Y minus Y1 supra R, Z minus Z1 supra R, unde R este radical din X minus X1 la pătrat plus Y minus Y1 la pătrat plus Z minus Z1 la pătrat. Deci, am lămurit cine este U. Deci am lămurit cine este versorul U, scris în funcție de coordonatele corpurilor respective și îndreptat de la, de la corpul de masă mai mică către corpul de masă mai mare. Deci, înseamnă că forța gravitațională. Deci, forța gravitațională, să o scriem. Ca forță. Forța este egală cu G, e mic, e mare, totul pe R pătrat, înmulțit cu, pentru că am spus că este forța care, cu care for, corpul de masă mai mare îl atrage pe corpul de masă mai mic. Deci, cu alte cuvinte, din această chestie am găsit Expresia forței gravitaționale, forței gravitaționale, adică am găsit că forța aceasta gravitațională este minus g m mare, m mare, m M mare, M mic pe R pătrat Așa înmulțit cu X minus X1 pe R Y minus Y1 pe R Ați înțeles că pe minus l-am dus în față de la început Z minus Z1 pe R Deci iată cum a, care este expresia forței gravitaționale Păi dacă am așa ceva eu pot, eu pot să o, o mânuiesc cum doresc eu și vreau să mai lămurim ceva. Din această chestie eu pot să scriu că. Mă rog, această chestie este același lucru cu a spune că forța este egal cu. Uh, hai să punem, să scriem așa frumos întâi. GMPR pătrat U. Deci e același lucru. Ce scrie aici e ceea ce scrie acolo. Și dacă o scriu așa, asta înseamnă că acest obiect de aici joacă rol de accelerație. Joacă rol de accelerație, că e masa ori accelerația conform principiului 2. Deci, conform principiului 2, forța aceasta gravitațională este legată de o accelerație gravitațională care are formula GM. Pe R pătrat înmulțit cu un vector. Deci, practic, eu am forță gravitațională aceasta cu formula aceasta și chestia asta este accelerația gravitațională pe care Chiar Newton a numit-o câmp gravitațional. Pentru că e o mare problemă, e o mare problemă să, să, te gândești de ce Luna se mișcă în jurul Pământului. Cum, prin ce chestie o atrage Pământul pe, pe această Lună? Ca ce chestie Soarele ne atrage pe noi, pentru că nu pune mâna pe noi să ne tragă spre el se întâmplă altceva și Newton a numit chestia asta acțiune la distanță a avut mari probleme, toată viața s-a gândit cum funcționează, pentru că de fapt a descoperit cum funcționează înseamnă a descoperit teoria relativității și atunci asta se întâmplă în realitate Accelerația asta gravitațională este câmpul acela în care se întâmplă lucru că corpul de masă mai mare atrage corpul de masă mai mic. Bun. Și acum, înainte de a continua, înainte de a ne continua studiul, să, facem, să vorbim puțin de masă. Deci, este clar în acest moment că avem o formulă, aceasta, forța egal cu M mic, înmulțit cu a. Dar forța aceasta este forța gravitațională. Așa. Și a este accelerația gravitațională. Deci masa aceasta masa aceasta va fi masa gravitațională, gravitațională a corpului care stă în punctul de coordonate XYZ, masa gravitațională. Deci, dar legea a doua îmi spune că, de exemplu, dacă mă consider la nivelul Pământului, forța gravitațională la nivelul Pământului este egală cu masa ori accelerația gravitațională a aceea Pământului, care știm că are ca mărime 9,8 metri pe secundă la pătrat. Și atunci am chestia asta în minte, am chestia asta în minte, dar când va a fost scrisă formula aceasta forța egal cu masa, deci cum era scrisă la liceu, pentru voi masa aceasta era o constantă. Era o constantă care făcea posibilă legătura dintre forță și accelerația gravitațională. În general, între forță și accelerație există această legătură. Deci, constanta aceasta care face legătura în principiul 2, pentru că am văzut că primul principiu vorbește de inerție, constanta aceasta ar trebui să fie masa inerțială. Masa inerțială a corpului masa inerțială a corpului. Deci cu alte cuvinte eu trebuie să țin cont că aici se pare că este vorba de masa inerțială a corpului, aici este masa inerțială a corpului și în general la forța gravitațională în momentul când scriu formula care am scris-o aici sus voi mai scrie o dată decât să mă mai duc acolo. Deci, forța egal cu masa gravitațională înmulțită cu M mare, G mare mare pe R pătrat, pentru că m-a interesat doar mărimea. Deci, am odată masa gravitațională pentru forța gravitațională și am, pentru aceeași forță gravitațională, am masa inerțială. Care e legătura dintre ele? Pe în momentul când eu voi face, voi pune egalitatea, o să vină că mg ori gm pe r pătrat egal cu mi ori g. Deci asta înseamnă că uh, mg pe mi este egal cu mi are aici un G Vine și un R pătrat Supra GM Deci Mg pe Mi Este Egal cu GR pătrat Supra GM Și acesta nu trebuie să fie Neapărat 1 Deci cu alte cuvinte poate să fie O valoare K Păi Aici am făcut această remarcă aici pentru că mai încolo o să ne marcheze de foarte multe ori această legătură dintre masa inerțială și masa gravitațională De ce? Pentru că dacă îți pui un cântar pe lună ai o anumită greutate Dacă îl pui pe Marte ai o altă greutate Și asta totul depinde de, de câmpul gravitațional al, al respectivului corp ceresc pe care te afli Pe când în momentul când te miști se pare că uh, toate aceste greutăți care uh, le măsori în diverse circumstanțe, ele sunt uh, aceeași constantă conform principiului 2. Și aici a, a, a venit Einstein, de exemplu, și a spus, domnule, așa trebuie să gândim. Adică trebuie să gândim că MG egal cu MI. Deci, cu alte cuvinte, dacă ne măsurăm greutatea pe, pe pământ uh, și am o anumită valoare, cu aia voi merge în tot timpul, în toate sistemele inerțiale cu putință, pentru greutatea mea, deci pentru masa mea, ca să spunem așa, pentru masa mea, pentru a scrie formule de tipul forța egal cu masa ori accelerația. Oriunde vreau să mai scriu așa ceva, trebuie să scriu cu ce am calculat într-un loc dat. Acest acesta se numește principiul de echivalență și este fundamental pentru că ne spune că e suficient să ne raportăm la ceea ce cântărim aici pe Pământ și să folosim oriunde în Univers cântăririle astea pe care le facem pe Pământ. Principiul de corespondență. Și este foarte, foarte fundamental pentru fizică. Deci, acum nu mai are rost să-mi pun problema care este masa Masa inerțială sau masa gravitațională Mă cântăresc pe un cântar, aflu câte kilograme am Și în toate formulele folosesc chestia asta Indiferent dacă mă voi duce pe lună, folosesc masa gravitațională care o am aici pe pământ Indiferent dacă plec pe Marte, folosesc masa gravitațională care o am aici pe pământ Pentru că această masă și calculele care le fac pe pământ referitoare la formule în care apare această masă, vor fi transportate acolo și îmi vor da predicții posibile, pentru că, de fapt, asta vorbim prin forța egal cu masa ori accelerația. Avem un sistem de ecuații diferențiale care îmi spune traiectorii, deplasări și, de fapt, despre asta este vorba. Acum, ne întoarcem la ceea ce scrisesem. Deci, ne întoarcem la accelerația gravitațională sau câmpul gravitațional, care era cu formula aceea gm pe r pătrat cu. Să scriem. Care înseamnă, deci am zis minus gm pe r pătrat și aici este x minus x1 pe r, y minus y1 pe r. Z-Z1 minus Z1 pe R. Nu aveți decât să scoateți pe R în față. Deci toată lumea a înțeles că dacă vreți să scrieți minus GM pe R la a treia și în paranteză doar X-Y1 Y-Y1, Z-Z1, puteți să faceți chestia asta. Vă permit legile acestea. Și să facem un pas foarte curajos. Vom defini deci, A este un vector, accelerația gravitațională, câmpul gravitațional, e un vector, ca și forța gravitațională. Și acum vom defini. Eu am cerut să-mi schimbe culoarea, da? Văd că nu este prea. Vom defini potențialul gravitațional fi de x, y, z, ca fiind prin definiție minus gm supra r. Deci minus gm supra r. Vă reamintesc că r este radical din uh, x minus x1 la pătrat plus y minus y1 la pătrat plus z minus z1 la pătrat. Deci e o funcție de x, y și z. Dar cu valori reale. Este o funcție reală. Și inventăm, și inventăm vectorul. Deci, funcția aceasta, asta se numește potențial gravitațional. Potențial gravitațional. Și inventăm vectorul. Definiție. Nabla fi, inventăm vectorul nabla fi, egal cu derond fi către derond x, derond fi către derond y, derond fi către derond z. Bineînțeles că dacă ați fi la analiză și o să faceți cu domnul profesor Costara un curs extraordinar de analiză funcțională, Așa, ați putea să scrieți pe Nabla ca operator. Deci, doar este vorba de aceste derivate parțiale. Și Nabla, practic, este un operator și acționează asupra funcțiilor de acest tip, funcțiilor scalare. Deci, Nabla se a, aplică lui Fi ca fiind deron către deron x, deron către deron y, deron către deron z, aplicat lui fi și prin formulă este cea care, scuzați care ați văzut-o, mai puțin să se așa, deron, fi către deron x, deron fi către deron y, deron fi către deron Și acum vine partea spectaculoasă. Teorema 1. Teorema 1, care este un calcul. Să se arate că gradientul potențialului gravitațional egal, deci gradientul e un vector, este minus câmpul gravitațional. Asta este prima teoremă importantă. Și există și o a doua teoremă importantă. Așa. Care spune că la plasianul potențialului gravitațional este zero. Să spunem cine este la plasianul. Numai atâta mai vreau să spun și vă dau pauză și ne vedem joi la ora 12. Nabla pătrat, care se citește Plasian. sau operator la plas, este prin definiție ceva care acționează în felul următor. Deron către deron x pătrat plus deron 2 către deron y pătrat plus deron 2 către deron z pătrat. Deci cu alte cuvinte, în momentul când acționează asupra unui obiect cum este potențialul gravitațional, luăm derivatele parțiale de ordinul 2 și le adunăm. Acesta este prin definiție Laplacian de potențialul gravitațional. Așa. Și vă las ca exercițiu pentru acasă, pentru că e foarte important să îl faceți și are legătură cu seminarul, să demonstrați aceste două teoreme. Sunt niște calcule. Deci știm să facem calcule. De asta am ajuns în anul 2 la facultatea de matematică. Pentru că știm să facem calcule. Deci, cursul se termină cu enunțarea acestor două teoreme. Ca exerciții, exercițiu pentru acasă, exercițiul 1, exercițiu 2, se referă la demonstrarea acestor teoreme și, bineînțeles, aștept să-mi trimiteți frumos soluțiile. Evident, vă puteți inspira și din materialele pe care. Pe care vi le-am dat, pentru că de aceea v-am dat materiale în format PDF să vă uitați Acestea fiind zise, prima întrebare este Mai aveți uh, vreo întrebare să mi adresați vă rog? Uh, și temele, temele... sunt Scuze-mă, nu s-a auzit foarte bine întrebarea ta Poți să o repezi, să rog? Da, am spus temele trebuie să vi le trimitem până la ora de seminar sau până la ora de curs. Până la ora de seminar, pentru că la seminar am de gând să le fac, nu? Pentru că asta este și scopul. Deci lăsăm câteva din curs să se demonstreze la seminar ca să nu pierdem la curs timp cu demonstrații care sunt calcule. Când o să facem demonstrații care nu sunt calcule, o să le facem la curs. Ok. Deci ăsta a fost primul curs. Am vorbit despre principii despre principiile care stau la baza mecanicii așa. Am vorbit despre cum funcționează aceste principii. Am dat exemplu cel puțin în plan și în spațiu am văzut exemple. Am ajuns la forța gravitațională, Am definit forța gravitațională, accelerația gravitațională, potențialul gravitațional și am scris cele două form cele două... Teoreme fundamentale care au rămas de demonstrat pentru acasă. Eu consider că este suficient. Am să închid înregistrarea.